Pe 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, și-a exprimat public dorința de a fi creată o nouă formă de organizare a statelor Europei, prin care se urmărea garantarea bunăstării și a păcii între toate statele membre. Practic, era actul de înființare a Uniunii Europene. Astfel, data de 9 mai a fost declarată ca zi de sărbătoare a acestui organism internațional. Și la Botoșani, ca peste tot în Uniunea Europeană, a fost sărbătorit acest eveniment, chiar dacă județul în care trăim este încă departe de standardele celorlalte state membre. Ziua Europei a fost marcată în orașul lui Eminescu, la prefectură, în prezența numeroși tineri meritoși care reprezintă cu onoare România pe bătrânul continent. Evident, manifestarea a fost deschisă de un discurs al reprezentantului guvernului în teritoriu, care a subliniat importanța integrării României în Uniunea Europeană. Pentru noi, această festivitate a Zilei Europei nu înseamnă doar data de naștere a proiectului european, ci și bucuria de a fi împreună și o zi a voinței, o zi a solidarității, o zi a marii comunități europene. Au urmat alocuțiuni și prezentări ale elevilor botoșeneni care au făcut parte din proiecte europene și de colaborări cu tineri din alte state membre, dar și o premiere a celor mai merituoși școlari. Școala mea promovează valori de tip european. Educare, formare spirituală și multiculturală, toleranță, libertate de exprimare și creativitate. Drept urmare, în cadrul proiectului acest, au fost abordate subiecte care sunt aproape de tineri, aspecte sociale, cultură, civilizație și sistemele de învățământ din cele două țări partenere. La eveniment au participat și doi reprezentanți ai Asociației Europene de Educație veniți din Franța. Aceștia au arătat rolul Uniunii Europene, dar și bucuria că tinerii, viitorul Europei, se implică în aceste acțiuni comune. Donc, merci beaucoup de nous avoir invité. Vă mulțumesc mult pentru că ne-ați invitat la acest eveniment al Europei, care este sărbătorit și în Franța ca o aniversare a unui nou proiect. Un proiect care a fost făcut pentru oameni, pentru a pune capăt conflictelor, foametei și tragediilor. Este un lucru plăcut să văd această adunare de tineri care sunt de fapt viitorul Europei. Totodată a fost amintită și semnificația zilei de 9 mai în context mondial. Mai precis, acum 72 de ani, s-a încheiat cel mai răvășitor război care a cuprins întreaga lume și a făcut numai puțin de 60 de milioane de victime. Este vorba despre cel de-al doilea război mondial.